Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Pentru că tot e perioada sesiunii și a examenelor, m-am gândit să fac un video în care să vă ofer 5 sfaturi care funcționează pentru mine despre cum să fii mai productiv și mai motivat ca să duci tot ce ai de făcut la bun sfârșit. Aceste sfaturi se aplică pentru orice om care vrea să-și îmbunătățească viața, nu doar pentru cei care au examene în perioada asta, dar ți-ai putea pune întrebarea de ce să fiu mai productiv, să adopt responsabilități și să devin o variantă mai bună a mea. Pentru că a te simți inutil este printre cele mai devastatoare sentimente pe care le poți avea și am să-ți dau aici două exemple. Am citit odată un studiu care spunea că șomerii sunt printre cei mai nefericiți și nemulțumiți oameni cu viața lor și asta arată cât de important este să ai un sens. Acest sentiment al șomerilor că și-au pierdut scopul l-am simțit și eu când mi-am pierdut canalul, deci cu alte cuvinte nu este atât de important ce lucrezi cât să lucrezi ceva. Pe lângă asta, responsabilitatea este lucrul care dă sens vieții, iar alternativa este nihilismul și căutarea plăcerii efemere, temporare. Deci, decât să-ți irosezi zilele căutând plăceri de moment, mai bine ai investi într-un lucru care îți va aduce împlinire pe termen lung. Dar asta înseamnă să adopți responsabilitate și să conștientizezi că ceea ce faci acum contează pentru mâine. Și tot ce faci contează. Privește-o din perspectiva asta. Tu interacționezi cu o persoană, da? Iar acea persoană are de câștigat din întâlnirea cu tine. Mai departe, la rândul ei, persoana respectivă va interacționa cu încă două și va lăsa un impact pozitiv asupra lor. Iar acest val pozitiv pe care tu l-ai pornit va continua, pentru că oamenii sunt interconectați, depind unii de alții, schimbă informații. Deci dacă tu de unul singur crezi că nu poți avea un impact pozitiv asupra lumii, te înșeli. Dar la fel cum poți avea un impact pozitiv, poți avea și un impact negativ. Iar obligația ta morală este să lași lumea mai bine decât ai găsit-o, iar ca să o schimbi, trebuie să te schimbi în primul rând pe tine. Bun, acum că am stabilit de ce e important să fii productiv și motivat, am să-ți ofer 5 sfaturi care funcționează pentru mine. Primul sfat este să faci o listă cu activitățile pe care le ai de făcut în fiecare zi. La fel ca și cum ai face o listă de cumpărături. Asta te ajută să știi de unde să începi și unde să termini. E ca un plan, o hartă. Dar ține minte, la supermarket, în ziua aia, s-ar putea să ți fi terminat stocul de ouă sau să nu găsești pasta de dinți. Asta înseamnă că o să arunci lista la gunoi și nu o să mai cumperi nimic? Bineînțeles că nu. Cumperi ce a mai rămas pe listă. Deci, dacă nu îți iese ceva bine, un lucru pe care l-ai stabilit că trebuie făcut în ziua aia, nu te demoralizezi și încerci să le faci pe celelalte bine. Iar asta ne duce la al doilea sfat pentru a fi mai productiv și motivat. Nu renunța după un eșec. Revin-o altă dată. De cele mai multe ori, nu fac fiecare lucru propus în ziua respectivă din vari motive, fie pentru că nu mă simt foarte bine, fie din cauza altor factori externi asupra cărora nu am control. Dar reprogramez activitatea pentru ziua următoare și tot așa până când o fac. Deci nu renunța după un simplu eșec. Suntem oameni, greșim, avem ghinion, se întâmplă ceva neprevăzut în ziua aia. Reprogramează pentru ziua următoare. Al treilea sfat pentru a fi mai productiv și mai ales mai motivat este să începi cu lucruri mici. Acest sfat funcționează mai ales pentru atunci când nu te simți motivat. Începe cu ceva mic, oricât de mic, dar să fie de bună intenție. Iar asta îți va oferi inerție și te va încuraja să abordezi și problemele mai mari. Și am să-ți ofer acum și un exercițiu practic. Vreau să te uiți prin camera ta și să vezi ce nu e în ordine. Poate ai patul nefăcut, poate ai praf pe mobilă, poate ai hainele nearanjate. Deși tu știi că acum ai probleme mai mari decât astea, apucă-te să-ți faci patul, apucă-te să ștergi praful, apucă-te să îți aranjezi hainele. Iar faptul că ai pus ceva în ordine, că ai făcut un progres în ziua asta, cât de mic, îți va da motivație să abordezi și probleme mai mari. Deci nu aștepta să-ți vină prima dată motivația din neant ca să faci ceva, ci pur și simplu fă orice. Fă orice cât de mic, iar motivația va veni pe parcurs. Al patrulea sfat este să-ți faci un playlist motivator. Eu am strâns videoclipuri care mă ajută în situații diferite. De exemplu, am un video care mă ajută atunci când trec peste o despărțire. Am un video care mă ajută atunci când sunt lipsit de motivație. Am un video care mă ajută atunci când sunt trist. Trebuie să fii conștient că a te menține motivat și productiv este o luptă continuă. Dacă te uiți acum la videoclipul ăsta, pun pariu că o să fii motivat pentru maxim 10-15 minute. Dar tu trebuie să-ți aduci aminte de ce trebuie să fii productiv în continuu. De aceea am răspuns la întrebarea asta la începutul videoclipului. Nu poți să te convingi odată că gata, trebuie să fii productiv până la sfârșitul vieții tale. Trebuie să-ți aduci aminte continuu de această promisiune și să te ții de ea. Și în final, al cincelea sfat pentru a fi mai productiv și motivat este să iei pauze dese și scurte. Asta înseamnă să te răsplătești pentru fiecare lucru bun pe care
care l-ai făcut. Nu poți munci în continuu. Pauza este la fel de importantă ca munca. De aceea e important să faci și lucruri din pură plăcere, nu ca să obții ceva. Iar atunci când ai lucruri grele de făcut, încearcă să le faci pe cât posibil de plăcute. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!